Polițiștii din cadrul serviciului rutier Neamț au depistat în trafic un minor de 13 ani din Alexandru cel Bun în timp ce conducea un autoturism pe un drum public în localitatea Vișoara. Conform mesajul.ro, polițiștii au stabilit faptul că autoturismul i-ar fi fost încredințat pentru a-l conduce de către mama sa, în vârstă de 38 de ani, care se afla în autoturism în calitate de pasager. Deși cunoștea faptul că acesta nu posedă permis de conducere, informează știrineamț.ro. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul pentru conducere pe drumurile publice unei persoane care nu posedă permis de conducere. Se atrage atenția tinerilor tentați să conducă autoturismul până la împlinirea vârstei de 18 ani, că un astfel de gest ar putea avea repercursiuni extrem de grave, atât în ceea ce privește implicarea acestora în evenimente rutiere, cât și în ceea ce privește consecințele legale ale unui astfel de gest. Chiar dacă este perioada vacanței, iar tinerii sunt dornici să experimenteze situații noi, putem găsi pentru aceștia alte provocări care să nu îi aducă într-o zonă de risc, relatează mesajul.ro.